folosit într-o campanie împotriva Partidului Național Liberal. În mod clar. Nu spun că a făcut-o domnia sa. Domnia sa și-a jucat o carte. A făcut un lucru și nu-l condamn și nu discut. Cine l-a folosit, PSD-ul sau Dan Voiculescu? E tot una. Pe Antena 3 din ordinul lui Victor Ponta. Eu nu știu dacă domnul Voiculescu în chestiunea asta mai este foarte activ. Nu mă bag, nu comentez, nu contează. Dar eu cred că ce face Antena 3 în această privință, fără încă o dată a include pe toți oamenii de acolo și toate emisiunile, linia politică, să spun așa, eu cred că este stabilită direct de consilierii domnului Ponta cu domnul Gâdea. Asta cred eu. Dar nu contează. V-am spus o părere. Știți că e gravă declarația cred, dumneavoastră, sau mă rog, observația asta, dumneavoastră. Asta cred eu. Da. Deci exact cum crede domnul Gâdea, sau cum crede domnul Civică, că eu sunt de ani de zile înțeles în mod malefic cu Băsescu, uite așa cred și eu chestia asta. S-ar putea că eu s-am mai multă dreptate pe când ei n-au deloc. Revenind însă la domnul Diaconu, de ce am spus că e o surpriză plăcută? Nu în sine, pentru izbânda domnului Diaconu, care, dincolo de faptul că merită felicitată cum omul și-a dus această luptă, e falsificată și aia. Pentru că nu e victorie în lupta cu sistemul. Deci Diaconu a putut învinge o decizie a ANI printr-o sentință a Curții de Apel, care Curtea de Apel face în egală măsură parte din sistem. Orice am înțelege prin sistem, ca și ANI. Sau ca și în alta curte care dăduse o altă sentință. M-a bucurat pentru că într-o situație în care în toate țările Europei vedem ce forme și ce dimensiuni și ce direcții poate lua votul de protest, votul antisistem, votul antipartide clasice, în România a luat o formă totuși atât de benignă cum este candidatura lui Mircea Diaconu. Iată că noi nu avem nicio formulă extremistă, și asta e foarte bine. Iată că PRM, Vadim Tudor sunt istorie. Da. Iată că Dan Diaconescu e politicește istorie și că tot capitalul ăsta de nemulțumire față de puținul pe care îl oferă clasa politică se duce totuși în forme, repet, blânde, benigne, cum este cea cu Mircea Diaconu. După publicitate vom continua puțin cu acest subiect, domnule Antonescu, legat de Mircea Diaconu, pentru că avem și o declarație a domnului Victor Ponta, care spune că, de ce nu, Mircea Diaconu, având în vedere că are și notorietate și scorul pe care l-a înregistrat, ar putea fi candidat la președinție. Încă unul bun de președinte pentru Ponta, mai ales că nu e PSD-ist. Vedeți, verifică acea condiție. Da, într-adevăr, bună observație.